Dani și Diana se uitau pe poze și avea o poză în care ea se ruga și întreba Dani, tu știi să te rogi? Și ea spunea, da, când te rogi? Seara, zicea ea, cu gândurile mele. Și întreba și ea, dar tu te rogi? Cum faci? Te pui în genunchi și te rogi? Și Dani spunea că da, se roagă și el. Avea poze de când a coborât ea cu spatele pe scări, se amuzau de ce vedeau și-și aminteau momentele drăguțe. Apoi Diana a vrut să se ridice, avea un maiuț mai decoltat și s-a speriat, a crezut că s-a văzut tot în momentul în care s-a ridicat și zicea, păi tu ce faci, cum mă acoperi, mă lași așa? Și Dani zicea, păi m-ai orbit, n-am mai apucat să-i spună nimic când s-a ridicat. Sunt amuzanți așa amândoi și i-am văzut că sunt veseli. Prima dată Diana l-a întrebat cum se simte, dacă mai este supărat și Dani a zis că mi-a trecut, dar când o să merg în casa băieților o să intru iar în depresie. Și apoi am văzut că i-a povestit Diana că a primit o scrisoare de la părinții astăzi, din câte înțeleg. Însă scrisoarea e trimisă mai de mult, zicea ea, de pe 15 și acum așteaptă scrisoarea după tot ce s-a dezvăluit astăzi. Și Diana zicea, ne așteptăm la mai rău în următoarea scrisoare și a zis ea, vin vremuri grele. Așadar, e puțin îngrijorată de ce va citi în următoarea scrisoare.